bine, bine! Note maxime pentru Juliu, bravo! Doamne, să avem ocazia să cântăm la televizor. Da. Această seară specială. Să ne audă și pe noi România. Asta, să ne audă și pe noi România. Păi nu sperăm așa ceva toată viețișoara noastră. Mulțumim pentru aplauze. Da, felicitări, dragilor. Încă o dată, avem o singură mică problemă. Da. Din păcate, concurenta banghește mai mult în caramitru decât în Loredana Groza. Deci caramitru, dacă ar fi fost laică, așa s-ar fi îmbrăcat la Revoluție. Serios? Nu l-am văzut niciodată așa îmbrăcată, dacă zici. Dacă ar fi fost laică, zic. Dacă ar fi fost. Că noi credem că nu e bine. Nu știu, dar o fi, nu o fi, asta nu știu, n-am probe. Dacă ar fi fost, așa s-ar fi îmbrăcat. Da. Alexandra? Da, Elinca. Cum arată Cristina? Cristina, te interesează părerea unei persoane non-carismatice ca mine? Da, pentru că ești foarte bună pe stil și atunci mă interesează. Am înțeles. Da, acum nu știu dacă să mă mai complic eu. Am în vedere că n-am carismă, ce rost are să mai am. Vai, dar ce m-a atins pe toate astea. Hai, zi. Dar te-a deranjat? Nu, mă amuză într-un fel. Eu înțeleg ce zici. Te amuză, dar te simt așa un pic. Nu îmi fac probleme, că dacă... Bine, care ea, mă? Îi lasă să o aibă pe toată. Are și are și discurs, e ok. Doar că sunt mai multe aspecte ale unei situații artistice pe scenă care te fac. Eu am o întrebare, Alexandra, iartă-mă. Câte calități trebuie să conțină o carismă? O carismă, da. Foarte bună întrebare. E bună întrebare asta, trebuie să rămână în istorie. Da, trebuie să vedem. Da. Deci, Alexandra? Deci, carisma sau ținuta? Și una și cealaltă, ținuta. Să știi că te prinde foarte bine. Mâine m-aș duce la un eveniment așa. Serios. Cum se chema? Flacăra oare era almanahul ăla? Din... Cenaclul? Da. Nu, era un almanah la, din 80 și ceva. Erau mai multe, Urzica, Flacăra, almanahul, sportul. Era unul cu mod de pisi, așa. Da, uite, dacă te concentrezi un pic, chiar cred că poți să ții un discurs carismatic, Alexandra. Îmi place foarte mult taciul ăsta pe care l-a adăugat cu mănușile, îmi plac cerceii. Da. Știi că nu le găseam și am crezut că le-am uitat acasă, deci mi s-a făcut rău, că asta mi se părea toată... Printul mi se pare ceva îngrozitor, dar așa era, mi-aduc aminte de niște chestii. De dar să știi că e dintr-un material bun, de calitate. Te cred, dar este urât. Da. Dar pentru tema asta te încadrezi bine. Okay. Un anii 80 chiar simpatic, cu flavor. Mm-hmm. Și carismă! Ia uite, aș și strănut la cineva, sănătate și noroc. Aia mică zici că e Laura Andreșanu, Ana Radu. Mare compliment. Roxana? Nu mai complimente. Cristina este foarte frumoasă, ca întotdeauna, are cercei foarte frumoși. În rest, ești cam seacă. Iartă-mă, nu că nu vreau să ți-o dau, dar ținuta, probabil, nu știu. Nu mă atinge cu nimic din tot ce spui tu, Roxana. Poți să spui orice. Că nu contează, ți-am mai spus. Și bine care carismă. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută, despre moment pe care, mă rog, ei în mare parte l-au creat în fața lor, Cristina Șișcanu. Cristina, bună seara, bine ai venit! Bună seara, dragii mei! Te așteptam ca și când! Și? Da! Și da! Mă bucur că ai venit în această seară alături de noi, ca să zic așa. Deci un punct idei că a plecat de acasă. Un punct din start că a plecat de acasă, încă un punct pe faptul că o urmăresc de foarte multă vreme pe Instagram pe Cristina. De foarte mulți ani, cred că o urmăresc pe Instagram pe Cristina. Și constat cu foarte mare bucurie și cu inimă... mare așa, da. Faptul că te-ai schimbat stilistic enorm, nu numai aici în platou, ci și în viața ta de zi cu zi. Ți-a dat bani. Păi, nu mi-a dat bani, dar poți să-i cer după aia dacă e. Îi zic după aia. Păi eu am zis că vreau să învăț și sunt cu urechile ciulite. Îți jur că te-am urmărit cel puțin zilele trecute. Și de ce nu vii, dragă, în particular să-ți dăm lecții de cum să te îmbraci? Eu vin. O mie ședința. Păi ai întrebat. Nu te vea. Vin. 1000 ședința plus TVA. 1000 de lei plus TVA. Euro. Bine. Mă primești? Lasă că asta e ideea de învață repede într-o ședință. Să vă bani și discutăm. Într-o ședință le-am învățat pe toate.
Minim 10 pentru primul capitol. Nu, eu sunt foarte inteligentă și prind repede, așa că o ședință mi-ajunge. Asta e. Măi, mi-ai adus aminte de acele vremuri, cu siguranță. Dar? Cu siguranță, genul acesta de pieptănătură. Doamne, când mă fierbeam să mă pieptăn așa. Mânușile sunt într-adevăr taciu ținute, dar îmi place și cum ai ales culoarea sandalelor. Roche urâțică, dar se potrivește cu vremurile acelea. Aș fi vrut un element, ceva care să ducă ținuta în actualitate. Un element. Dar din punctul meu de vedere, o să iau notă mai mare, ți-am spus, pentru faptul că am observat că în particular faci progrese foarte mari, lucruri care mă încântă. Că noi nu vrem doar să vă vedem în cadrul competiției, că evoluați. Îmi place că la tine se vede și în viața ta de zi cu zi o evoluție, Cristina. Mulțumesc! Bravo! Da, e o temă destul de ușoară și ofertantă în același timp, dar dacă veți veni toate cu rochii de asta de băbău sau chestii foarte, foarte simple, va fi o seară plictisitoare din punctul meu de vedere, pentru că dacă Teo Ros a cântat și a făcut un moment, asta nu înseamnă că a avut și o ținută wow. La fel și prima concurentă, la fel și la tine. Adică mă aștept să văd fetelor și ceva fashion, ceva să faceți ceva, să aduceți în actualitate ținuta, să nu mai ținute de băbău, ținute urâțele, băbău. Ținute urâțele care, da, sunt nostalgice, nostalgice datorită cu unei coafiuri frumoase. Da, mi-a răs mâine, unei mănuși frumoase, dar sunt nu că nu mi-a plăcut, vremurile alea mi-au plăcut foarte tare și chiar iertam în Raluca niște poze din vremea aceea. Da, da, da. Și da. Cu femei și cu bărbați. Iertați-mă că vă spun, urâțel îmbrăcate. Pe melodii frumoase ați evoluat, dar urâțel îmbrăcate. Ce să zic, vine cu bună seara, iubite, cu Loredana Groza și cu rochia aia de mamare făcută de un croitor din colț sau cine știe cine a făcut-o. Urât. O cocoană care făcea Revelionul, că e prea mult spus Revelionul, la bloc. Adică ești în temă, nu e rău. Da, și tu și Nemeș, fetiță, ați rămas undeva, v-am zis, la Hotel Park. Eu zic că sunt un pic mai bine. Ea iese la masă cu Nemeș. Nu sunteți de intercontinental. Nu sunteți de intercontinental, Ronda. Suntem noi, nu voi. Păi dar lasă-le, dragă, vrei să ajungă și ele, să stăm numai noi. Păi n-au șanse, asta zic. Asta mică. Adică și șcanul până la sfârșitul beauty, competiției. Ești frumușică, ți-ai pus un clip, stai cu afata, ai orunceanu. Te-ai... Uitați-vă mai bine, un pic. Mă uit, măi, fetiță, dar ce să fac? Uite, te-ai făcut și contorul mai închis la cură, nu-i așa, la buze? Așa. Eu am, dragă, notă, am notă. Voiam și noi un glamour, o am blană, și o inimioară. O Dacie cu neagră, cu unul B. Volgă, îți dă la ce, are un cifre. Check, are un carnet check pentru tine. Ai, știi ceva, e 3. Păi e 3, e 4. Vrei 5? Te-ai fuțit pe aici de 2 ori și îi baghești din caramitru să deam 5? Dacă veneam cu caramitru... Păi n-ai venit! Trebuia să-l iei. Am venit cu Mădălin și mi-ai dat 2. Ce să mai vin cu caramitru? Nu, era proastă ținuta. Măcar soțul să fi fost gol. Măcar atât. Păi un păi te-am vrea cu noi ceva. Băi, fii atent. O inimioară și 3 plus 1. 1 este pentru că îți urmăresc evoluția în afara concursului și îmi place. Hai dar unde urmăresc, dragă? Pe Instagram o urmăresc. Ai spus că mă urmărești și tu. 4. Am zis că m-am uitat, nu ți-a dat încă follow. Nu mi-ai dat încă, eu ți-am dat și îți dau și like-uri. 500 la fata și îți dă follow. Dar mai mult de like. Dă-i cu plic. Mulțumesc tare mult, Cristina și Șcanu. Dar n-am văzut domnul Botezatu ce notă mi-a dat. 3, domnul Botezatu. 3 ți-a dat, 3 cu 3 cu 4. 3 și 4, Raluca. Da. Hai, e bine. Da. Da. Mulțumesc frumos. Mă bucur că nu m-am strofocat prea tare pentru a crea un moment în platou, că oricum nu mi-ar fi adus puncte în plus și îmi pare bine că am luat o decizie bună. Dar totuși m-am străduit în ceea ce privește ținuta. Am și înțeles jurații ce și-au dorit. Dacă aș fi avut o rochie de genul ăsta mai sclipicioasă și mai pe corp așa, cred că dădeam lovitura. Dar, din păcate, n-am găsit, m-am tot învârtit.